Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție. Vom discuta astăzi despre durerile articulare. Vom vedea de ce apar, cum le putem preveni, dar și cum le putem ține sub control. Invitata mea specială de astăzi, doamna dr. Oana Nemes, medic medicină generală. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am regăsit. Doamna doctor, haideți să vedem de fapt de ce apar durerile articulare și cum le putem preveni. Sigur că da, durerile articulare apar mai ales odată cu înaintarea în vârstă, de obicei în jurul vârstei de 40-45 de ani, atât la femei cât și la bărbați. Printre cele mai frecvente afecțiuni care se regăsesc și care sunt însoțite de dureri articulare sunt artrozele. Acestea este, sunt un grup de afecțiuni în care ce se întâmplă? Se produce o distrugere a cartilajului articular. Leziunile principale care apar sunt la nivelul cartilajului articular, care se transformă dintr-o structură elastică și mobilă, care, ca să zic așa, planează șocul din articulație și care ne permite să avem mișcări line și ușoare într-o structură rigidă și care nu mai reușește să ne asigure un mers ușor și în momentul în care este distrus cartilajul articular, se instalează durere articulară, mai ales durerea la mers. O altă afecțiune articulară pe care o întâlnim destul de frecvent și care este însoțită de dureri de articulații este și artrita, respectiv poliartrita reumatoidă. Ce se întâmplă în cazul acestei afecțiuni, pe lângă aceste dureri chinuitoare de articulație, mai întâlnim și o inflamație sau umflare articulațiilor, iarăși rigiditatea sau înțepeneala care se instalează la nivelul articulațiilor. Artrita sau artrita reumatoidă este cel mai frecvent întâlnită la nivelul articulațiilor mâinilor. Dar este important să știm că știința și natura lucrează în permanență împreună și reușesc să creeze cele mai bune și eficiente remedii naturale cu care să reușim să luptăm cu aceste afecțiuni și să le ținem sub control. Doamna doctor, foarte multă lume este interesată, am primit multe mesaje de-a lungul timpului. De fapt, ce ar trebui să conțină un remediu natural pentru a fi eficient în a ameliora durerile articulare sau a ameliora, iată, afecțiuni de care dumneavoastră vorbeați, precum artroza și așa mai departe? Sigur că da, un remediu natural, un concentrat de ingrediente active cu proprietăți studiate clinic și care să acționeze, să aibă o acțiune, ca să spun așa, dublă la nivelul articulației, să acționeze profund în articulație, să rănească articulația, respectiv cartilajul articular de care am vorbit că este extrem de afectat în cazurile de artroză, iarăși să lubrifieze articulația, să acționeze asupra lichidului sinovial, de exemplu un complex patentat, cum este complexul patentat contractiv, care este un mix de ingrediente specifice, respectiv colagen specific articulației, colagen de tip 2, acid hialuronic, condroitină. Acest trio de ingrediente sunt cele care acționează cel mai eficient, ca să spun așa, la nivelul articulației. Acționează acolo asupra cauzei care determină distrugerea articulației. Prin intermediul acestui ingredient patentat, noi reușim să aducem acolo în articulație toate aceste elemente care în mod normal sunt distruse de fie de artroză, fie de, în caz de poliartrită reumatoidă, acționăm și asupra procesului inflamator și reușim prin aceste ingrediente să reducem considerabil durerile articulare și să îmbunătățim mobilitatea. Avem și un telefon. Bună ziua! Bună ziua, domnul Pavel. Da, bună ziua. Mă numesc Petrescu Pavel, am 67 de ani și sunt pensionar. Mulți înainte. Mulțumim la fel. De vreo 2 ani de zile mă confrunt cu dureri articulare. Ele au apărut odată cu pensionarea, din păcate pentru mine. Dacă la început aceste dureri de la nivelul umerilor, spatelui, șoldurilor au fost relativ mici, în ultimul timp, problemele mele cu articulațiile s-au agravat. Vă spun că nu mai eram în stare să mă deplasez aproape deloc fără un baston. Am fost la medic și mi-a spus că este vorba de coxartroză și gonartroză bilaterală, mai puternică pe partea dreaptă,
unde se vede faptul că am avut și o uzură mai intensă pe această parte. Am urmărit la televizor emisiunea dumneavoastră și m-am hotărât să încerc și eu aceste capsule. Vreau să vă spun că mă simt mult mai bine. Mă bucur tare că am găsit acest remediu și acum pot să merg și eu fără dureri. Pot să mă duc la cumpărături, mă pot deplasa, sunt mult, mult mai bine. Mulțumim mult! Mulțumim frumos! Mulțumim și noi. Eu recomand tuturor celor care au dureri, ca și mine. Este tare folositor. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră și faptul că, iată, ați adus la cunoștință acest aspect. Sănătate multă, domnul Pavel, și o zi frumoasă în continuare. Sănătate, la revedere! Cum a spus, un complex cu studii clinice. Ce înseamnă lucrul acesta? Studiile clinice sunt extrem de importante, deoarece ele reușesc să ne demonstreze faptul că un remediu poate fi eficient la mai multe persoane. Doamna doctor, ce se întâmplă în urma unei cure cu un remediu natural? Care sunt, de fapt, beneficiile? Și mă refer atât preventiv cât și atunci când deja s-a instalat afecțiunea. Sigur că da, în momentul în care noi deja avem o afecțiune articulară, fie că vorbim de o artroză sau de artrită reumatoidă, fie că este gonartroză, coxartroză, artroză a coloanei vertebrale, a umerilor, indiferent de articulațiile care sunt afectate de boală, principalul beneficiu care ne dorim să îl obținem este o reducere considerabilă a durerilor articulare și o îmbunătățire a mobilității. Ne dorim să reușim să menținem afecțiunea pe loc, să nu permitem ca aceasta să evolueze și mai mult și să reparăm structurile care sunt afectate de boală. De exemplu, printr-un aport de colagen specific articulației, cum este colagenul hidrolizat de tip 2, noi ce facem? Acționăm direct acolo la nivelul cartilajului articular, reușim să hrănim cartilajul articular, să lubrifiem articulația și să întărim toate structurile articulare, astfel încât ceea ce se observă este o reducere a durerilor articulare și o îmbunătățire considerabilă a mobilității. Iarăși, acidul hialuronic este extrem de important pentru articulație, deoarece el se găsește foarte mult la nivelul lichidului sinovial. Lichidul sinovial este cel care înconjoară articulația și prin intermediul căruia cartilajul este hrănit, deoarece la nivelul cartilajului articular trebuie să știm noi acolo la buretele acela care ne ține articulația puternică, acela nu este vascularizat și atunci nu poate fi hrănit decât prin intermediul acestui lichid care îl înconjoară. Și atunci, pentru momentul în care se instalează boala, lichidul acesta se inflamează și noi aducem acolo acid hialuronic de calitate și acționăm asupra procesului inflamator. Ca să spun așa, acționăm oarecum direct asupra cauzei care determină apariția durerilor articulare. Iarăși, condroitina, ce face, are beneficii iarăși foarte bune pentru sănătatea articulațiilor, deoarece ea ce face, blochează enzimele care distrug cartilajul articular în timpul procesului de inflamație. Deci are un efect direct acolo la nivelul cauzei, la nivelul sursei procesului inflamator. Deci beneficiile pe care le obținem sunt în primul rând beneficii direct asupra structurii articulației, pentru că acest, ca să spun așa, un remediu natural reușește să repare, să acționeze acolo profund în articulație și apoi beneficiile pe care le resimțim în ceea ce privește simptomele, respectiv reducerea considerabilă a durerilor articulare, îmbunătățirea mobilității, reușim să mergem distanțe mai lungi, să coborăm scările în cazul în care avem o afecțiune care nu ne permite să facem lucrurile acestea, îmbunătățește mobilitatea și iarăși ne ajută să nu ne modificăm chiar atât stilul de viață. Doamna doctor, haideți să vedem cine poate să folosească un remediu natural. Este foarte importantă această informație. Și pe de altă parte, în situația în care un pacient are un tratament prescris de către medicul specialist, în general antiinflamatoare sau în fine, poate merge simultan sau poate lua simultan tratamentul prescris de către medic
cu tratamentul sau cu remediul natural? Sigur, sigur că da. Este important să știm că este un remediu care se adresează persoanelor adulte, deci nu este indicat copiilor. Și mă bucur tare mult că m-ați întrebat. Foarte important să știm că poate fi utilizat în paralel cu alte medicamente de sinteză, în cazul pacienților care, de exemplu, suferă și de afecțiuni cardiovasculare și au și medicație anticoagulantă. La fel, e important să știe că poate fi utilizat. Iarăși, persoanele care au diabet zaharat, la fel poate fi utilizat, deoarece nu are glucosamină în compoziție și atunci nu acționează asupra indicelui glicemic. Deci este un remediu natural care își face treaba acolo local la nivelul articulațiilor. Iar ca să fie un pic și nu are nici contraindicații. Nu este contraindicat decât în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente și nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează. Dar este foarte important să știm, mai exact, poate fi folosit de toate persoanele care au dureri articulare. Și ne referim aici persoanele care suferă de artroză, coxartroză, gonartroză, artroza coloanei vertebrale, artroza umerilor, iarăși, mă scuzați, dureri articulare care nu au neapărat un diagnostic cunoscut, iarăși persoanele care suferă de poliartrită reumatoidă pentru acțiunea pe care o are direct asupra articulațiilor, acționează la nivel de rigiditate, la umflăturile articulare, ajută foarte bine. Mai avem un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, sunt Valeria și vreau să vă spun că am o problemă foarte serioasă acum la genunchiul stâng, mai bine zis o gonartroză. Și până acum mă anunța numai așa când se schimbă vremea, atunci mă durea. De ceva timp încoace însă a început să evolueze durerea și mă doare. Mă doare genunchiul foarte tare, nu mai puteam urca scările, nu le mai puteam coborâ, nu prea mai puteam ieși din casă la cumpărături și în final mi-am luat un baston. De când am urmăresc cu drag misiunile dumneavoastră și am văzut ce spunea doamna doctor despre remediul acesta naturist. Și l-am încercat și eu de 3 luni de zile, iau acest leac sau cum să zic, acest produs. Remediu și, natural, da? Da, remediul acesta natural și să știți că mi-a făcut foarte bine. Am început să urc și să cobor scările, să ies din casă la magazin. Și bastonul l-am și aruncat nici nu știu pe unde prin casă. Ne bucurăm, da, amândouă odată că sunteți bine, stimată doamnă. Da, și să știți că e foarte, foarte bun că genunchiul nu mă mai doare așa tare. Adică câte un pic așa tot mai se simte, dar o să fac în continuare, cum zice doamna doctor. Și o să mă lecuiesc cu totul. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică și vă mulțumesc, iată, că ne-ați relatat povestea dumneavoastră. Trebuie să ne schimbăm cumva și modul de viață? Sigur că da, este important ca pe lângă utilizarea unui remediu natural să avem și un stil de viață sănătos, să încercăm pe cât posibil să facem și mișcare. Conform statisticilor, iarăși mișcarea se spune că este foarte importantă, deoarece și o jumătate de oră fiecare după posibilități, dacă reușește, pentru că prin mișcare noi mobilizăm acolo lichidul care înconjoară articulația și astfel toate elementele care le aducem prin intermediul unui remediu natural la nivelul lichidului sinovial sunt mult mai ușor absorbite de către cartilajul articular, pentru că acesta prin mișcare se mobilizează acolo și ajung la locul în care este nevoie. Iarăși un regim de viață sănătos, adică o alimentație cât mai sănătoasă este util pe cât se poate la fiecare, tot așa conform studiilor, o reducere a greutății corporale, chiar și cu 5 kg, determină o reducere considerabilă, de exemplu, în cazul gonartrozei sau a durerilor de genunchi.
Doamna doctor, am vorbit despre prevenire. Este foarte important să prevenim orice afecțiune. Dar aș vrea să vă întreb care ar fi primele simptome într-o afecțiune articulară. Este vorba de afecțiuni reumatice, ele sunt peste 200 la număr. Vorbim cu precădere despre artroză, coxartroză, gonartroză și osteoporoză, eventual. Da. Și să vedem, de fapt, dumneavoastră ne puteți spune un remediu natural cam în ce probleme de sănătate ne poate ajuta. Adică avem dureri articulare, pe de o parte preventiv, deci să prevenim aceste afecțiuni, și pe de altă parte cam care ar fi aceste afecțiuni și în ce situație putem apela la un remediu natural. Sigur că da, din punctul meu de vedere poate fi o soluție de primă intenție pentru cazurile de artroză, cum a spus și dumneavoastră, artroza genunchiului în caz de dureri care se instalează și avem o gonartroză sau artroza șoldului, coxartroză la nivelul coloanei vertebrale, iar este foarte util să utilizăm deoarece reușim acolo să acționăm asupra procesului inflamator, de exemplu, care se instalează în cazul unei hernii de disc, la fel acționăm foarte bine acolo deoarece reducem inflamația și prin acest lucru reușim să reducem foarte mult durerile articulare, iarăși în caz de artrite, artrite reumatoidă, reumatism, poliartrită reumatoidă, la fel persoanele care suferă de poliartrită reumatoidă știu că este foarte dificil să te descurci cu această afecțiune. În cazul afecțiunilor reumatice mai rare, iarăși în caz de discopatii lombare, entorse, iarăși afecțiuni ale părților moi, cum sunt rupturile de ligament, bursitele, musculatura, iarăși este foarte bine ajutată. Deci ca și cură poate fi utilizat în toate aceste afecțiuni, deoarece aduce acolo în interiorul articulației toate aceste elemente care sunt distruse de boală, respectiv colagen specific articulației, colagen de tip 2, acid hialuronic, condroitină, acest trio de ingrediente specifice și studiate și puse în acest complex patentat, reușesc să ne aducă la dispoziție, să ne pun la dispoziție un remediu natural cu care chiar să luptăm cu aceste dureri chinuitoare. Care ar fi perioada unei cure, atât preventiv, cât și atunci când s-a instalat afecțiunea, pentru a vedea sau a simți un rezultat în cazul în care există o afecțiune de acest gen? Conform studiilor clinice, este important să precizez acest lucru, deoarece studiile clinice sunt de referință în momentul în care facem o afirmație despre ceva care ne ajută. Conform studiilor clinice, utilizarea pe o perioadă între 3 și 6 luni de zile cu 2 capsule pe zi este extrem, extrem de benefică, ca și cură de, în cazul acestor afecțiuni, ca și cură de prevenție, se recomandă să se utiliza pe o perioadă tot așa între 3 și 6 luni cu o singură capsulă pe zi sau în cazul unei afecțiuni osoase pentru a ajuta și structura osoasă, cum sunt demineralizările osoase sau osteoporoza, la fel se indică o singură capsulă pe zi. Dar în general, cam un minim de 3 luni de zile pentru a obține cele mai bune rezultate la nivelul structurilor articulare. Spuneți-ne, doamna doctor, dacă aceste afecțiuni sunt ereditare, în general le moștenim de la părinți. Da, uneori da, din păcate așa este. În cazul artrozei și componenta genetică este extrem de importantă, pentru că dacă, din păcate, moștenim niște articulații cu o tendință de degradare mult mai rapidă, atunci este important să știm că ar trebui să acționăm asupra lor din timp, să încercăm să prevenim, să menținem articulațiile sănătoase pentru o perioadă cât mai lungă de timp și putem face lucrul acesta deoarece avem la îndemână remedii naturale de cea mai bună calitate. Adică trebuie să fim atenți. Dacă cumva unul din părinți a avut o astfel de afecțiune, exact, trebuie să avem grijă și să prevenim această afecțiune. Așa sau aceste este. Afecțiuni. Sigur, sigur, că da, să acționăm din timp astfel încât să încercăm ca acea afecțiune să se instaleze la o perioadă cât mai înaintată în vârstă. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm cu drag și altă dată cu noi informații. Mulțumesc și eu și revin cu mare drag. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru atenție. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Să aveți o zi minunată în continuare!